Slăvit să fie Domnul! Haideți să rămânem ridicați pentru un cuvânt din Sfânta Scriptură. Pentru seara aceasta, pentru inimile noastre, cuvântul Domnului, Psalmul 127, pagina 630. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Amin, vă rog să vă reașezați. Mă bucur că și în seara aceasta suntem împreună și totodată sunt plin de frică și de cutremur, pentru că înaintea noastră, așa cum eram provocați de fratele George, în seara aceasta e seara familiei și sunt provocat ca să aduc din partea lui Dumnezeu, plin de responsabilitate, cuvântul Scripturii, curat, pentru ca familiile noastre să devină niște familii puternice. Din psalmul pe care l-am citit, dragii mei, mi-a sărit așa în evidență cuvântul degeaba. Ori de câte ori citesc psalmul acesta 127, sunt surprins de folosirea acestui cuvânt degeaba. Și mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră este următorul. Cum să zidești ca să nu zidești degeaba? Sunt mulți care zidesc și zidirea lor nu ține. Pentru că la zidirea noastră, la zidirea casei noastre, vin mulți factori care, așa cum fratele George amintea, multe presiuni, multe intemperii, multe lucruri care vin să lovească și să năruiască ceea ce zidim noi. Pentru că există unul numit Există unul numit diavol, un potrivitor, un satana, asta înseamnă care se împotrivește când noi vrem să zidim. Cea mai frumoasă construcție care o are Dumnezeu pe pământul acesta, ascultați bine, e familia. Și împotriva acestei construcții a lui Dumnezeu, care din veșnicie are planul acesta și până în veșnicie vrea să-l ducă, de-a lungul timpului vrășmașul prin diferite modalități s-a abdatat mereu la timpuri ca să ducă o luptă ca familia să fie distrus. Fericiți și binecuvântați sunt cei care înțeleg că familia este o casă, este o zidire care trebuie să fie zidită în așa fel ca să nu fie zidită degeaba. Și vreau să răspundem la întrebarea asta în această seară împreună și să plecăm zidiți de aici, consolidați prin cuvântul Evangheliei. Cum să zidesc ca să nu zidesc degeaba? Vreau să vă spun că mesajul care urmează să-l aduc înaintea dumneavoastră nu e un mesaj complicat. E un mesaj simplu, Evanghelia e simplă pentru noi și planul lui Dumnezeu e un plan simplu ca fiecare să-l înțeleagă și să-l poată împlini. Și mă rog, Doamne, ajută-ne să putem face asta. Primul lucru care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră ca să poți zidi și clădirea pe care tu o clădești, familia ta pe care tu vrei să o zidești împreună cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, să nu fie zidită în zadar. Ca să nu zidești degeaba, în primul rând, trebuie să zidești pe o temelie trainică. Și cea mai trainică temelie despre care vorbește Apostolul Pavel și spune că nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea care este și care a fost pusă, este și are un nume, Isus Hristos. Când citesc în Efeseni, în capitolul 3, versetul 15, unde spune că îmi plec genunchii, zice Pavel, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, și continuă el în versetul acesta și zice: Din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Sunt surprins de versetul acesta 15 și vă rog să-l lăsați afișat puțin. Analizăm puțin versetul acesta care spune: Din el, din Isus Hristos, adică el e temelia și planul lui Dumnezeu pentru fiecare familie din locul acesta este ca familia aceasta să-și tragă numele. Și vreau să vă spun că în cer există doar un fel de nume. Noi pe pământ purtăm diferite nume. Pe un pescu și mai știu eu ce alt nume. Nu știu cum vă cheamă pe fiecare dintre dumneavoastră. Dar mi-am pus întrebarea, oare în cer, ce fel de nume, Doamne? V-ați pus întrebarea. Ce fel de nume va fi în cer? Ca numele acesta să fie tras din Isus Hristos. Oare ce nume? Singurul nume care este în cer, care se scrie pentru om, e numele mântuit, salvat, răscumpărat. Și toate astea se fac doar prin Isus Hristos, lăudat să fie El. Planul lui Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu din Cuvântul acesta este ca fiecare familie de pe Pământ, să-și tragă numele din Isus Hristos, să se înrădăcineze în Isus Hristos, să fie bazată pe Isus Hristos, de aceea a clădi pe orice altceva, înseamnă să clădești degeaba. Doi oameni s-au apucat într-o zi să, să clădească. Și unul a săpat adânc și și-a pus temelia casei lui pe stâncă, și unul a fost acela care a fost mai superficial în clădirea lui și în zidirea lui. Și zice Sfânta Scriptură că și-a pus temelia pe nisip. Aparent, to am, amândouă erau case. Aparent, toți câți ne privim aici și poate mare parte dintre noi, mai mult sau mai puțin, suntem familiști, aparent toate sunt familii. Însă mai degrabă sau mai târziu vreau să spun, vor veni niște teste, vor veni niște intemperii, vor veni niște presiuni. Și dacă ne uităm în pasajul din Matei capitolul 7, asupra acelor două case au venit trei tipuri de atacuri. Și aceste trei tipuri de atacuri vin în fiecare zi asupra casei tale, asupra casei mele, asupra familiilor noastre. Uitați-vă, zice, cuvântul că prima dată au venit niște atacuri de sus. A dat ploaia. Toate căpeteniile, domniile, stăpânirile întunericului care sunt așezate în văzduh sunt pornite în anul 2019, mai mult ca oricând, împotriva familiei, împotriva casei tale. De aceea vreau să te provoc în această seară să înțelegi următorul principiu. Adevăratele bătălii, dragă frate, dragă soră, dragă prieten care mă asculți, nu se dau pe teren fizic, verbal, cu soțul și cu soția, care și cum are dreptate, care și cum trebuie să iasă bine, ci adevăratele bătălii se dau la nivel de duh împotriva căpeteniilor diavolului. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem asta. Că atât de mulți falimentează. Atât de mulți sunt oamenii care falimentează, începând să se lupte carne cu carne, sânge cu sânge. Și Pavel vine și ne avertizează și ne spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura ca să puteți ține piept. Că mai mult ca oricând, familia acum este asaltată de atacurile vrășmașului. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile din locul acesta. A dat ploaia. Apoi zice că a bătut vântul. Familiile noastre sunt familii care uneori devin sinta atacurilor din partea oamenilor răi. Și uitați-vă lucrurile pe care le preciza fratele George aici. Trăim într-o societate care face presiune asupra noastră. Oameni răi care au dorința lor și pasiunea lor să desfințeze familia. Mă uitam la cântăreața aceasta care, dumneavoastră, poate știți despre ea în România, a concurat la un concurs, o credincioasă de-a noastră. Și a câștigat concursul acela. Dar pentru că părerile ei nu băteau cu părerile societății, cei din juriu au condamnat-o. Și a fost o mare lovitură din partea oamenilor răi care sfidători au stat și au rânjit și au zis din cauza asta, te descalificăm. Pentru că de multe ori creștinii și familiile sunt, atac, sunt supuse atacurilor din partea oamenilor răi. Să dea Dumnezeu biruință și în direcția aceasta. Și apoi mai zice cuvântul că acea casă este atacată și de șuvoaie. Acestea sunt atacuri de la nivelul firii pământești atacuri de la nivelul cărnii în care dumneata și cu mine trăim o fire pământească, o natură păcătoasă, care o avem fiecare dintre noi, care nu vrea să se supună cu niciun chip legii lui Hristos, cu niciun chip nu se va supune Duhului Sfânt și dacă natura aceasta păcătoasă nu o supun, nu o robesc în fiecare zi, nu o răsticnesc în fiecare zi prin cuvântul Evangheliei, prin post, prin rugăciune, prin diferite discipline spirituale, prin care trebuie să mă apropii de Dumnezeu și să primesc putere de la Duhul Sfânt, natura asta păcătoasă din mine și din dumneata va lupta împotriva familiei tale, va lupta împotriva casei tale, orgoliul tău va lupta împotriva familiei tale, egoismul tău va lupta împotriva familiei tale, mândria ta, lăcomia ta și atâtea alte pofte care sunt în tine vor lupta împotriva familiei tale. Dar vreau să spun în această seară, dacă temelia ta este Isus Hristos, tu nu zidești degeaba și casa ta va rămâne în picioare. E important pe ce zidești. Sunt oameni care zidesc pe încredințările lor și când vine testul, se clatină. Sunt oameni care zidesc pe principiile și părerile altora. Sunt oameni care zidesc pe filozofiile lumii. Sunt oameni care zidesc pe tot felul de lucruri. Și când vine testul, de cele mai multe ori, o asemenea zidire nu rămâne în picioare. Ca să nu zidești degeaba, ca zidirea ta să rămână în picioare, tu și cu mine trebuie să zidim pe Isus Hristos. Lăudat să fie El. Pe ce zidești? Te pregătești să te căsătorești. Ce faci în vederea zidirii pe Isus? Vedeți? Diferența dintre acești doi oameni care au început să-și clădească casele și unul a clădit pe nisip și unul a clădit pe stâncă, a fost că ăla care a clădit pe stâncă a săpat adânc. A săpat adânc. A săpat adânc. Și a zis, nu mă opresc până nu dau de stâncă. Tinerii din ziua de astăzi, dați-mi voie să vă spun, nu vă supărați pe mine, în mare parte sunt superficiali. Se uită la ceea ce izbește privirea, se uită la cât de frumos sau de frumoasă este, se uită la cât de talentat sau cât de talentată este și după criteriile acestea, de cele mai multe ori, ne alegem partenerul. După criteriile acestea, de multe ori, alegem să intrăm în viața alături de cineva și apoi ne dăm seama că poate dacă săpăm mai adânc, poate dacă ne opream puțin să săpăm mai adânc, să căutăm mai adânc, poate n-am fi făcut pasul acesta. De aceea în această seară vă provoc pe fiecare dintre voi, înainte de a face pasul în căsnicie, să pați adânc. Să pați adânc. Înainte de temelie există ceva sub, subteran acolo care se cheamă fundație. Aia ține temelia. Aia ține temelia și aia trebuie să fie bine legată în pământ, să fie bine ancorată în pământ. Și vreau să vă spun, o fundație bună nu se vede, dar fundația bună e cea care ține toată clădirea. Mare parte dintre dumneavoastră lucrați în construcții și înțelegeți ce spun. Dumneavoastră înțelegeți ce spun. Fundația nu se vede. Fundația e postul tău, fundația e relația ta cu Hristos, fundația e rugăciunea în care stai și zici, Doamne, dă-mi o soție cu care să ajung mântuit în veșnicie, Doamne, dă-mi un soț cu care să pot să-mi țin mântuirea până la capăt. Și Dumnezeu cu siguranță, în urma la o asemenea rugăciune, când tu sapi adânc, îți va da biruință până la capăt. Slăvit să fie Domnul. A doilea lucru care trebuie să-l faci ca să nu zidești degeaba, pe lângă că trebuie să zidești pe temelie, doi, trebuie să zidești după proiectul Domnului. Nu după altceva. Trebuie să zidești numai după proiectul Lui. El îți garantează, îți asigură clădirea. E un Dumnezeu mare, suveran, care ține tot universul acesta în mână și El îți garantează că îți va ține clădirea, ți o asigură pe viață doar dacă zidești după proiectul Lui. Știți, și eu mi-am făcut o casă cu ajutorul Domnului. Și construind la casă, mi-am dat seama de anumite lucruri așa pe parcursul construcției și am zis, ar fi bine să mai fac aici ceva. Ar fi bine să mai adaug ceva aici. Dar apoi m-am uitat în proiect și mi-am dat seama că nu era la fel cu părerea mea. Și atunci cineva a zis, dacă vrei ca la urmă să-ți se dea aprobarea, dacă vrei ca la urmă să fie cineva care să facă recepția și să zică, da, garantăm pe această construcție, tu trebuie să respecti ce? Proiectul. Tu nu poți să faci de capul tău. Trăim într-o lume care își pune în fiecare zi amprenta cu filozofia ei asupra noastră. O lume în care cu toții ne emancipăm, egalitatea aceasta și lupta aceasta de gen care în fiecare zi vine să ne asalteze, a deformat în totalitate, dați-mi voi să spun. Trăim într-o lume nenormală, anormală. Sociologii spun că normalitatea e ceea ce consideră majoritatea. Dar vreau să vă spun că nu e așa. Normalitatea e ceea ce spune Dumnezeu. Și tu, ca și mine, împreună în familiile noastre, ca să putem să zidim după proiectul lui, trebuie să cunoaștem ce spune el. Ajută-ne, Doamne, să cercetăm cuvântul tău. Vreau să insistăm la un cuvânt și aș dori pe cei de la proiector să proiecteze 1 Corinteni 11 cu 3. Câteva lucruri să învățăm din versetul acesta. E proiectul lui Dumnezeu. Proiect călcat în picioare la ora actuală de societatea în care trăim. Și pentru că acest proiect al lui Dumnezeu e călcat în picioare, rezultatele sunt pe măsură, tragediile sunt pe măsură și accidente la orice pas în familie. Uitați-vă, zice cuvântul, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu e capul lui Hristos. Când s-a scris Noul Testament în limba greacă, Pavel, când vorbește celor din Corint, unde reglementează anumite lucruri, în loc de cap, care l-a tradus fratele Corinescu prin cuvântul cap, el folosește cuvântul chefale, care cuvântul chefale înseamnă autoritate. Haideți să înlocuim puțin și să zicem așa, vreau să știți că Hristos este autoritate deasupra oricărui bărbat, că bărbatul este autoritate deasupra femeii și că Dumnezeu este autoritate deasupra lui Hristos. Și de la gândul acesta să înțelegem proiectul lui Dumnezeu cu privire la, care, cu privire la fiecare familie. Pentru că aici, pentru că oamenii n-au vrut să mai respecte și omenirea a deformat și au transformat-o într-o normalitate, ceea ce e anormalitate, de asta trăim tragediile care le trăim. Aș vrea să vorbim puțin despre cuvântul acesta, chefale, cap, care înseamnă autoritate. Și vreau să vă spun în această seară că voia lui Dumnezeu este ca în familie, bărbatul. Ascultați-mă, dragi surori, dragi femei, n-am nimic cu dumneavoastră, Vă respectăm și vă iubim pentru că sunteți soțiile noastre, sunteți partenerile noastre cu care vrem să ajungem în veșnicie. Nu suntem, nu știu, poate interpretați uneori unii predicatori ca fiind misogini, Doamne ferește, nu. Ci dorința noastră este ca împreună să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Autoritatea în familie, după Sfânta Scriptură, lăsată de Dumnezeu, este asta. E tata sau soțul? care e autoritate peste soție și apoi soția împreună cu soțul sunt autoritate peste copii. Acesta este proiectul pe care Dumnezeu din cer l-a dorit cu privire la familie. Orice abatere din acest proiect înseamnă accident. Înseamnă că mai degrabă sau mai târziu căsnicia respectivă va trece prin tulburări foarte grele. Acum vreau să vorbesc puțin despre autoritatea aceasta a bărbatului. Din autoritate, sau haideți să definim puțin autoritatea în această, în această seară, și anume autoritate înseamnă dreptul sau libertatea de a săvârși lucruri deosebite. Asta înseamnă să ai autoritate. Un frate păstor are autoritate peste biserică să inițieze, să organizeze și să dea o strategie și o viziune asupra lucrării. Asta trebuie să facă un bărbat. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă bărbații în seara aceasta, din cuvântul autoritate, este următorul lucru. Tu ai autoritate, dar puterea nu e a ta, ci puterea e a celui ce te-a investit cu autoritate. Aici nu înțeleg bărbații. Și aici de cele mai multe ori apare falimentul în exercitarea autorității. Eu am autoritate. Dar puterea nu e a mea să fac eu ce vreau, ci autoritatea mea exercit în familia mea, în virtutea puterii celui care este autoritate deasupra mea. Și cine e autoritate deasupra mea? Hristos. Și peste Hristos Dumnezeu Tatăl. Lăudat să fie în numele Lui. Așadar, eu ca bărbat care sunt chemat să-mi exercit autoritatea, trebuie să înțeleg în această seară că puterea nu e a mea, ci puterea e a celui ce mi-a dat -o și îmi exercit această autoritate, această libertate de a organiza lucrurile, de a aranja lucrurile, doar respectând normele Lui, să ne ajute Dumnezeu. 2. Autoritatea mea ca bărbat, pe lângă faptul că îmi conferă putere și puterea nu e a mea, ci a celui ce mi-a dat-o, înseamnă o dependență totală de cel ce mi-a dat puterea. Vedeți? Când un bărbat înțelege lucrul acesta, puterea nu e a mea. Eu mi exercit în virtutea puterii celui care mi-a dat. Și apoi, când bărbatul înțelege că această exercitare a autorității în familie înseamnă o dependență permanentă de cel ce i-a dat puterea, un asemenea bărbat trăiește strâns în legătură cu Hristos. Și când un bărbat trăiește strâns în legătură cu Hristos, unit cu Hristos, învățând doar de la Hristos să-și exercite autoritatea, dragi surori, într-o asemenea familie, e ușor ca femeia să accepte autoritatea, nu e așa? Pe păi când te iubește cineva, cum și-a iubit Hristos biserică, cum să nu respecti o asemenea autoritate? Domnul să ne binecuvinteze în direcția asta. Tot din cuvântul acesta cap sau chefale mai derivă ceva, pe lângă autoritate, responsabilitate. Noi avem înaintea lui Dumnezeu o responsabilitate sau uh, capacitatea și obligația de a răspunde în fața celui ce te-a investit cu autoritate. Tu ai și capacitatea ca bărbat nu va răspunde soția pentru tine, chiar dacă unele femei cred că vor răspunde ele. Nu, nu. Țineți minte lucrul ăsta. Bărbații vor răspunde. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 48, spune așa, capitolul 12 cu 48, spune așa, Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Cui s-a dat mult? Soțului. Pentru că el e autoritate și pentru că el e autoritate, lui îi se va cere acel mult. Lui îi se va cere responsabilitate despre modul cum și-a exercitat autoritatea. De aceea cred că ceea ce puteți face dumneavoastră ca și femei, ca și surori pentru noi, ca și soții, ca și uh, partenerii ale noastre, este să vă rugați ca să ne putem exercita autoritatea cum trebuie. Doamne ajută-ne! Ca atunci când ni se va cere socoteală de ceea ce ne s-a încredințat, să putem să stăm vertical și să putem răspunde așa cum trebuie înaintea Domnului. Nu-i ușor, nu-i ușor. Căsnicia e o luptă și viața aceasta de familie e o luptă în fiecare zi. Așadar, chefale înseamnă autoritate, capul acesta, calitatea asta de cap înseamnă autoritate, responsabilitate și mai înseamnă ceva. Înseamnă slujire. Slujire. Fiul omului, zice Domnul Iisus, n-a venit să-i se slujească. Ci el însuși? Să slujească. Hristos. Citim în Ioan, capitolul 13, versetul 1, atât de frumos. E pasajul care pe mine mă uimește și mă provoacă pe mine ca soț să înțeleg slujirea vis-a-vis -vis de soție și vis a -vis de familia mea. Isus ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care era în lume, i-a iubit până la capăt. Vă rog să puneți și versetul 2. Și versetul 3. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscaroteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, și versetul 3. Uitați-vă aici, Iisus, ăsta e pasajul care mă uimește la Domnul, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse. I-a dat toate lucrurile în mâini. Că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Știa cine este. Știa cine îl reprezintă. El era însuși Dumnezeu întrupat în mijlocul oamenilor. Era cel care avea autoritate supremă. Era cel care deținea controlul la toate lucrurile. Și în virtutea la toate lucrurile acestea se ridică de la masă. Parcă îl văd lepădându-se de el însuși, pentru că, dragii mei, nu putem să slujim dacă nu ne le lepădăm de noi înșine, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem asta. Se dezbracă, ia un ștergar, se încinge cu ștergarul, se pleacă la fiecare ucenic și începe să spele picioarele. Și apoi zice cuvântul că acest gând care l-a avut Hristos în el, Măcar că era, știa cine este, știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit, la Dumnezeu se duce, știa cine este, măcar că a făcut, știa toate lucrurile acestea, a făcut ce a făcut și ne spune Pavel în Filipeni, să aveți în voi gândul lui Hristos. Gândul care era în Hristos. Care gând? Citește Ioan 13. Și ai să vezi gândul lui Hristos. Asta înseamnă slujire. Din calitatea ta de cap al familiei reiese slujirea. Trebuie să slujești. Pentru că, de fapt, slujirea este exercitarea autorității. Să dea Dumnezeu înțelepciune fiecăruia dintre noi, ca și bărbați, să știm, să zidim după proiect, Doamne, ajută-ne. Acum aș vrea să mă întreb puțin și spre partenerele noastre, spre surori. Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă spun pentru dumneavoastră, este poate puțin mai ușor decât pentru noi. Noi ni se cere să iubim cum a iubit Hristos. Dumneavoastră vi se cere ce să faceți? Să vă supuneți. Să vă lăsați sub această autoritate, înțelegând că locul binecuvântării dumneavoastră, subliniați cuvântul acesta care îl spun. Singurul loc în care te binecuvintează Dumnezeu, dragă soră, este când e supusă sub autoritatea soțului tău. Ziceți, amin. Asta nu înțeleg oamenii. Și din cauza asta apar nenorocirile și tragediile. Pentru că întotdeauna noi, în egoismul nostru, în pornirile noastre și în răbufnirile noastre firești, credem că noi îl putem determina pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cum vrem noi. Dar țineți minte. Dumnezeu ne binecuvintează numai unde și cum vrea El, lăudat să fie în numele Lui. Nu-i loc mai frumos unde să fii binecuvântată, unde să fii protejată decât sub autoritatea soțului tău, sub autoritatea bărbatului. Când zidești după proiectul acesta, cu siguranță nu vei zidi degeaba. Când zidești altfel, când care mai de care se ceartă de unde a ieșit șoarecul, când care mai de care vrea să aibă dreptate, când care mai de care vrea să-și exercite autoritatea asupra celuilalt, când care mai de care citește diferite cărți despre cum să-ți exerciți autoritatea, decât Biblia, atunci apar tragediile. Și atunci ne dăm seama ca frat slujitori, așa cum și fratele George mintea, că avem oameni care sunt în divorț, avem situații Tragice, avem situații e, dureroase în care nu știm, practic, de multe ori de unde să prindem lucrurile, de multe ori nu mai înțelegi cum s-a putut întâmpla, pentru că s-au înlocuit rolurile, pentru că lumea în care trăim a reușit să exercite asupra noastră presiune, a reușit să spargă proiectul lui Dumnezeu în viața ta, în viața familiei tale și atunci tu ai acceptat niște surogate ai accepta niște înlocuitori ai proiectului lui. Ori numai cel care zidește după proiect, zidește și nu zidește degeaba. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem asta. Apoi, dragii mei, a treilea lucru care vreau să-l spun că trebuie să-l facă fiecare dintre noi ca să nu zidească degeaba, pe lângă faptul că trebuie să zidești pe temelie stabilă, care este Isus Hristos. El vrea ca fiecare familie să fie mântuită, îmi place conceptul ăsta lui Dumnezeu, fiecare familie să fie mântuită, nu doar fiecare individ, ci fiecare familie, să ne putem înfățișa așa de mână toți, umăr la umăr în cer și să zicem, iată-mă pe mine și familia pe care mi-ai dat-o tu, Doamne, am ajuns la capăt, lăudați să fie în numele Domnului. Și apoi, după ce zidești pe această temelie, să înțelegi că trebuie să zidești după proiectul lui, după planul lui și trebuie să respecti în totul și apoi trebuie să zidești cu materiale de calitate. Știți că materialele în lumea noastră cu precădere în România sunt de multe feluri. Dacă vrei să faci o casă rapid, o poți face. Și este câte unul care când se apucă așa să facă câte o casă, are un elan și în primăvară, așa prin martie, zice, până în toamnă mă mut sigur eram undeva uh, la o căsătorie uh, săptămâna trecută și la masă, stăteam acolo cu niște persoane de vorbă și zice, măi, mi-am început casa. Păi ți-ai turnat emelea, zice, nu, acum mi-o torn, până în toamnă mă și mut în ea. Zic, ascultă-mă, dragul meu, dacă vrei să o faci adevărată, dacă vrei să o faci de calitate, în vreo 2-3 ani te în ea. Pentru că înseamnă costuri, înseamnă să implici multe resurse, înseamnă să ai răbdare, Înseamnă să pui la probă, înseamnă să treci niște teste. Ori, trăim într-o lume a viteză, în care timpul se comprimă. Știți că timpul se comprimă. Spun oamenii de știință că noi zilnic nu mai trăim 24 de ore, ci undeva la 16 ore. Trăim într-o lume a viteză, în care vrem ca totul să se petreacă foarte repede. Ca să nu zidești degeaba, Dumneata și cu mine în familie, cu atât mai mult trebuie să învățăm să zidim cu materiale de calitate. Dați-mi voi să spun câteva materiale de calitate și le-am pus așa într-un într cuvânt, într-o sintagmă și anume, prioritățile familiei. O familie care zidește cu materiale de calitate, e o familie care face prioritar în viața lor câteva lucruri. Primul lucru care trebuie să-l facă o familie care zidește și nu va zidi degeaba, va trebui să pună pe primul loc în viața lor relația fiecăruia dintre ei cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne. Am întâlnit familii în care soțul are relație cu Dumnezeu, soția nu are relație cu Dumnezeu. Am întâlnit familii în care soția are o relație apropiată cu Dumnezeu, soțul e pe nicăieri. Dar am întâlnit familii în care și soțul și soția au o relație cu Dumnezeu. Și acele familii sunt familii binecuvântate. Și doresc ca familiile noastre să fie asemenea familii. De multe ori au venit tineri și au zis, frate, vrem să ne botezăm. Și au zis, dar de ce vreți să vă botezați? V-ați întâlnit cu Hristos. Ce anume vă determină să faceți pasul acesta? Atât de important să faceți legământ cu Domnul în apă. Și zice, frate, vrem să ne căsătorim. De aia vrem să ne botezăm. Și zic, măi, dar stați puțin, așteptați puțin ca să treacă o perioadă, să vedem lucrurile. Nu putem, frate, că deja am rezervat restaurantul. Și atunci eu mi-am pus așa întrebarea și am zis ce legătură este între unul și altul? Pentru că, uitați-vă, botezăm două persoane nenăscute din nou ca și cum n-ar fi de ajuns, îi și cununăm și apoi ne întrebăm de ce avem probleme. Dar dorința mea și considerentul lui Dumnezeu din punct de vedere scriptural este ca fiecare om, fiecare soț sau soție în familie să aibă o relație specială cu Dumnezeu. Prioritar în familia ta să fie relația ta cu Dumnezeu. Nu la voia întâmplării Dumnezeu a lăsat în cele 10 porunci, patru porunci care au în vedere tocmai relația omului cu Dumnezeu. Într-o familie în care soțul și soția au o relație cu Dumnezeu, în care soțul și soția se roagă împreună lui Dumnezeu, în care soțul și soția postesc împreună, în care citesc cuvântul lui Dumnezeu împreună, în care se roagă împreună și se ascultă unul pe altul când se roagă, într-o asemenea familie, diavolul nu are nicio șansă să intre. Dar în familiile în care soțul și soția n-au o relație cu Dumnezeu, cel mai ușor se stricoară diavolul aduce diferite tragedii. De aceea aș dori să înțelegem și să facem în familiile noastre prioritar relația fiecare dintre noi cu El. Doamne ajută-ne! Apoi, o altă prioritate este relația între cei doi. La fel cum am spus, trăim într-o perioadă și o societate în care timpul nu mai este. În care soțul vine obosit și poate nu mai are timp de soție, nu mai are timp să discute, să o asculte, în care soția este foarte aglomerată și nu mai are timp de soț. O familie binecuvântată, o familie care zidește și nu zidește degeaba, e o familie care își face timp, în care soțul și soția, soția își fac timp unul de celălalt. Spuneți amin. Nu-i tragic. Te trezești la un moment dat singur cu ea și nu o cunoști. Te trezești la un moment dat după ce ai muncit după ani de zile, după ani și ani de zile când ți-au plecat copiii, te trezești. Știți de ce mare parte a cuplurilor ajung să divorțeze după ce le pleacă copiii? S-a constatat din punct de vedere sociologic și s-au făcut diferite studii în direcția aceasta și multe cupluri în lumea în care trăim noi în perioada asta, după ce le pleacă copiii, ajung să divorțeze. Știți de ce? Pentru că nu și-au făcut timp unii unul pentru altul. Nu și-au făcut timp să petreacă împreună, să se cunoască mai bine, să aibă părtășie unul cu altul, să se dorească unul pe altul și nu să se dorească doar la nivel trupesc, cum de cele mai multe ori doar atât rămâne, ci să-ți dorești soția ta, să-ți dorești soțul tău emoțional. Să-ți-l dorești la nivel sufletesc. Să existe o, între, o întrepătrundere între tine și ea, trup, suflet și duh. Pentru că cei doi, zice Evanghelia, vor lăsa pe tatăl lor, pe mama sa, se vor lipi unul de altul și vor fi un singur trup. Știți unde se termină viața trupului? La moarte. Să faci prioritar în familia ta și în viața ta, în relația din căsnicia ta, părtășia unul cu altul. Doamne ajută la lucrul acesta. Apoi, o altă prioritate ca să fie un material de calitate în construcția familiei tale, să faci prioritar relația cu copiii tăi. Cei care avem copii, să ne facem timp de copiii noștri. Spuneam și de dimineață despre Iov, omul acesta mă uimește. Omul acesta, zice Sfânta Scriptură, își facea timp în fiecare zi să aducă câte o jerfă și era bine așa să facă o rugăciune pentru toți. Nu, Omul acesta aducea câte o jerfă pentru fiecare din copiii lui. Un om care își făcea timp pentru fiecare din copiii lui. Un tată care își face timp pentru fiecare din copiii lui. Un tată care cunoaște nevoia fiecărui copil al său. E un tată care își consolidează relația cu copiii lui. Un tată care își face timp să-l arate pe Hristos în comportamentul lui, copiilor lui. Asemenea copii cu greu vor fi acaparați de diavolul. Într-una din zile a venit Ieremia la recabit și a zis, uitați -vă, ar fi bine să consumați niște... Și au zis, nu, niciodată nu vom consuma vin, nu ne vom î, î, ocupa cu anumite lucruri pentru că Tatăl nostru așa ne-a învățat. Tatăl nostru a fost pentru noi un model. Tatăl nostru a fost acela care ne-a imprimat un mod de a fi și noi vrem să ascultăm de Tata. Pentru că Tatăl nostru asculta de Ehova, de Dumnezeu. Fii un model pentru copiii tăi. Arată-L pe Hristos, copiilor tăi. Că primul loc în care trebuie să-L vadă copiii tăi pe Hristos, ești tu. Înainte să-L cunoască personal, trebuie să-L vadă în tine. Să-L înțeleagă prin tine, prin comportamentul tău, prin raportarea ta. Așa vor putea copiii să-L cunoască în primul rând pe Hristos. Apoi o altă prioritate care trebuie să-și o facă fiecare familie, este relația cu biserica lui Hristos. Ce trist este că am văzut tineri care, înainte de căsătorie, au fost foarte implicați în slujire, foarte dăruiți, pe unde te uitai numai pe acolo îi vedeai nu era nevoie de slujire și sunt unii care, după ce se căsătoresc, intră pe invizibil, așa nu-i mai vezi. O familie reală e familia care înțelege că ea e parte din biserica lui Hristos, și ea trebuie să aibă o relație specială cu Biserica lui Hristos și relația aceasta trebuie să se îndrepte în două direcții, și anume, conviețuire cu Biserica lui Hristos. Familiile din Biserica dumneavoastră trebuie să vă cunoașteți toate între voi. Doamne ajută la lucrul acesta. Familiile din Biserica aceasta trebuie să se sprijinească unele pe altele. Și apoi, pe lângă această conviețuire, dumneata și cu soția Dumitale ca și familie în biserica aceasta, trebuie să slujești. Ești chemat să slujești în biserica asta. Puțini au zis amin. Probabil cei care slujesc sau care vor ca să li se slujească. Dar ar trebui în seara asta să înțelegem și să zicem toți amin că fiecare familie în trupul lui Hristos în biserica de aici, din Sfânta Treime, trebuie să fie o familie care să slujească. Doamne ajută! Tot îmi sară în ochi când citesc în faptele apostolilor numele acestea două, Aquila și Priscila. L-au văzut pe Apollo, domnule, un evanghelist extraordinar, da? Ei, nu știa el încă toate lucrurile. Și Aquila și Priscila l-au luat deoparte și au arătat mai cu deamănuntul. Și ce a ieșit din el? Un om extraordinar. Aquila și Priscila au fost alături de Pavel când Pavel a avut nevoie. Aquila și Priscila, o familie care mereu o găsim ca fiind o familie care slujea. Ce trăsături definitorii? Știți care fiecare dintre dumneavoastră poate câți bani avea familia asta? Nu știu. Știți poate din ce neam, din ce seminții erau? Nu știu nici lucrul ăsta. Dar știu că trăsătura lor definitorie era să pună umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvintează, Doamne, toate familiile. De cele mai multe ori ne-am transformat așa într-un fel de oameni care doar vrem să primim. Venim la biserică și ne ducem la biserică, oare ce o să predice, frați? Oare ce o să cânte, frați? Și ne-am obișnuit așa doar să primim. Dar, dragii mei, înaintea lui Hristos și înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, nu vei fi răsplătit pentru ce ai fost în stare să primești, ci vei fi răsplătit pentru ceea ce ai fost în stare să dai. dă Doamne, ajută-ne să înțelegem cuvântul acesta care zice, mai ferice este să dai. Prin ceea ce dă fiecare în parte. Când fiecare va veni la biserica din locul acesta, cu gândul acesta, cu precădere, familiile, îți pregătești copiii să slujească, te pregătești tu cu soția ta să slujești. Și nu doar aici în față, ci mergeți la frații slujitori și întrebați, frate, ce pot eu să fac ca și familie pentru lucrarea ta? Unde e nevoie de mine în lucrarea ta, Doamne? Acolo vreau să mă implic. -o, cu siguranță, cu o asemenea biserică și o asemenea familie va fi o familie care nu va zidi degeaba. Doamne ajută! Apoi, o familie care nu zidește degeaba și zidește cu materiale de calitate, e o familie care face prioritar relația cu munca. Are o relație bună cu munca. Vedeți, am ajuns să trăim într-o societate, din păcate, unde oamenii sunt folosiți și lucrurile iubite. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Și Dumnezeu vrea ca să creăm o societate în care lucrurile să fie folosite și oamenii iubiți. În relația ta cu munca, în relația ta cu locul de muncă, ești chemat să pui prioritar aspectul acesta. Doamne ajută-ne! Pentru că copiii tăi vor vedea lucrul acesta, cei din jur vor vedea lucrul acesta și Dumnezeu de sus, care le vede și mai bine, va ști să binecuvinteze pe un om, pe o femeie care își aranjează prioritățile după voia lui. Să să fie în numele Domnului. Dragii mei, am spus că o familie sau uh, o familie care zidește și nu zidește degeaba, e o familie care zidește pe temelie, e o familie care zidește după proiectul lui uh, Dumnezeu, Sfânta Scriptură, o familie care zidește cu materiale de calitate și vreau să vă mai spun ceva și mă apropii de încheiere. Ca să nu zidești degeaba. Trebuie să zidești Până la capăt. Am trecut de multe ori pe lângă case. Frumos început. Probabil și dumneavoastră ați avut experiența asta. Să treceți pe lângă case și să le vedeți pe unele ajunse până la centură, până la placă și abandonate, că nu s-a mai putut. Unii au ajuns până la acoperiș și n-au reușit să pună geamurile și nu s-a mai putut. Alții au ajuns să pună și geamurile, dar n-au reușit să... Amenajeze interior, că nu s-a mai putut. Dar cât de frumos este când treci pe lângă o casă care a fost începută și a fost și terminată. O familie care nu zidește degeaba, e o familie care zidește până la capăt. Trăim într-o lume în care ne învață și ne spune că dacă nu mai poți, poți să renunți. Că dacă nu mai poți, contează ce vrei tu, contează cum îți place ție. Trăim într-o lume care ne spune în fiecare zi trăiește clipa. Ieri mi-a apărut un link pe internet a unui mare psiholog din România, nu vreau să-i dau numele, zice omul acesta, nu te mai intoxica căutând să faci bine altora, ci fă binele care consider că e bine pentru tine. Asta e mentalitatea lumii în care trăim. Și când accepti o asemenea mentalitate la nivelul gândirii tale, te năruiești. Pentru că devii un om egoist și începi să trăiești după dorințele proprie tale firii pământești. Și atunci posibil ca tot ce ai zidit să se piardă și să se năruiască. Dar când înțelegi că chemarea înaintea lui Dumnezeu este să zidești până la capăt. Pentru că fii credincios până la capăt și îți voi da cu vieții. Când înțelegi lucrul acesta, niciodată, ca și familie, nu vei putea să accepti la nivelul gândirii tale noțiunea de divorț. N-ai putea să-ți imaginezi vreodată cuvântul acesta, nu să-l rostești. Pentru că tu ai hotărât că zidirea ta trebuie să țină până la capăt. Va fi greu, va fi uneori imposibil și mie îmi place să spun că nu mai pot, mai pot puțin și pe calea asta ai voie să dai înapoi numai că să-ți faci vânt, să mergi mai tare și pe calea asta trebuie să mergi până la capăt. Pentru că cei ce merg până la capăt sunt cei care sunt încoronați. Nu știu ce fel de familie ai nu știu prin ce treci în clipa asta, dar vreau să spun în această seară că Hristos știe prin ce treci. Că Hristos în această seară vrea în familia ta și în familia mea să locuiască El. Că vrea în familia ta și în familia mea să domnească El. Hristos nu vrea să fie musafir în familia ta. Hristos nu vrea să fie din când în când onorat în familia ta. Ci Hristos vrea să domnească în familiile noastre. Adică poate până în seara asta Hristos n-a domnit în familia ta. Te provocă în această seară să-l chem pe El ca Domn și Stăpân în familia ta. Îți garantez că El vine cu binecuvântare. Îți garantez că El vine să facă curată. Îți garantez că El vine să pună lucrurile în ordine. Îți garantez că uneori nu vei înțelege de ce face anumite lucruri. Dar îți garantez că împreună cu Hristos nu vei zidi degeaba. Pentru că Hristos a zis așa: Cine n-adună cu mine, risipește. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Dă-mi voie să te întreb în această seară și să mă apropii de încheiere cu mesajul meu. Tu cum zidești? Ești un om, ești o femeie care zidești căsnicia ta pe Hristos? Zidești după proiectul acesta în fiecare zi? Ești preocupat de ce spune cartea asta, ce trebuie să faci? Zidești cu lucruri de calitate? Faci în viața ta prioritară anumite lucruri? Și ești dispus, indiferent de obstacolele care le întâlnești, să zidești până la capăt? Dacă în felul acesta zidești, cu siguranță nu vei zidi degeaba. Dar dacă până acum ai zidit altfel, te provoc în numele Lui Iisus Hristos, ca începând din seara asta să zidești, să zidim împreună cu El. Domnul să ne ajute. Amin.